Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit să discutăm despre Spitalul Regional de Urgență, un proiect mai vechi. Vom discuta astăzi împreună cu primarul interimar Mihai Chirica. Bine ați revenit la Vocile Iașului. Și împreună cu deputatul Petru Movilă, bine ați revenit la Vocile Iașului. Bine v-am găsit, de asemenea. Este un proiect, spuneam, mai vechi. În urmă cu o lună și aproape jumătate a fost o discuție întreagă despre confuzia legată de locația în care va fi Spitalul Regional de Urgență la Iași. Avem un material pregătit, un material care a fost difuzat chiar atunci, adică în urmă cu o lună și câteva săptămâni și două săptămâni. Haideți să-l urmărim și apoi updatăm toate informațiile și în funcție de ce s-a mai adăugat ca noutate. Ministerul Sănătății a obținut o finanțare de la Banca Mondială pentru realizarea a 3 studii de fezabilitate pentru spitalele regionale Iași, Craiova și Cluj-Napoca. Singurele neclarități sunt la Iași. Autoritățile nu s-au hotărât unde va fi construită unitatea medicală. O să mergem în săptămâna viitoare sau peste două săptămâni la Iași. Există la Iași, încă nu era stabilită, după câte știu eu, locația exactă, dar locația există. Era doar o polemică locală de genul acesta și avem asigurarea că locația va fi validată de către autoritățile locale. Despre Spitalul Regional de Urgențe de la Iași se vorbește din 2006, când Ministerul Sănătății avea în plan construirea a 8 astfel de unități medicale în toată țara. Cea mai discutată variantă de-a lungul anilor a fost realizarea investiției pe un teren aflat la 10 km de Iași. De-a lungul timpului, deci din 2011 și până acum, sunt 5 ani, au venit 3 secretari de stat și au spus că e ok, terenul este bun pentru construire. Din punctul meu de vedere, părerea mea sinceră este ori nu s-a vrut, ori neputința unora. Varianta este susținută în continuare de liberali. Greșeala imensă a fost că au trimis 5 variante de amplasament, crezând că astfel arătăm o deschidere mai largă a zonei noastre, iar acest lucru a fost interpretat și în mod corect ca fiind o neînțelegere între părțile implicate în plan local și județean, ceea ce este și adevărat. Prima propunere din lista socialdemocraților este alta, un teren de 12 hectare de la intrarea în oraș care aparține primăriei Iași. Conform studiului făcut, amplasamentul de lângă Carrefour era a obținut cel mai mare punctaj în ceea ce privește amplasarea unui spital regional de urgență. Noi deja am făcut un studiu preliminar de teren să vedem care este starea acelui teren. Este ok, se poate construi, nu sunt probleme. Spitalul Regional Iași va avea o capacitate de 800 de paturi și o suprafață de 100.000 de metri pătrați. Este un spital absolut necesar, care este de dorit pentru a întruni toate criteriile și toate specialitățile necesare unui pacient într-o situație critică. Un astfel de spital are nevoie de accesibilitate și știm că în Iași ajung pacienți din toate județele regiunii de nord-est. Spitalele regionale vor fi construite cu 320 de milioane de euro din fonduri europene, iar dotările vor fi realizate printr-un program al Băncii Mondiale în valoare de 150 de milioane de euro. Mihai Chirica și Petru Movilă sunt invitați la Vocile Iașului. Discutăm despre Spitalul Regional de Urgențe și stadiul în care se află acest proiect, împreună cu celelalte două care urmează să se construiască la Cluj și la Craiova. Domnule primar, ați fost recent la minister. Ministerul Sănătății. Exact. Care este noutatea de acolo? Noutățile sunt oarecum, să spunem, veridice din acest punct de vedere, în sensul că aplecarea guvernului și în special a Ministerului Sănătății pe subiect este din ce în ce mai evidentă, pentru că în perioada anterioară au fost destul de multe informații contradictorii între Ministerul Dezvoltării, din deasupra luat noastră punct de vedere, Ministerul Sănătății și autoritățile locale, rămăsese așa o oarecare, să spunem, disensiune, confuzie. Unii spuneau că nu știu nimic, alții că nu s-a predat nimic, alții că nu este încă în analiza lor cum a apărut de la Ministerul Sănătății. Din perspectiva dumneavoastră, confuzia este în continuare sau? Din perspectiva mea, confuzia este în continuare și spun și de ce. Nici până la momentul acesta, după discuțiile care au avut luni la București, nu se știe, pe lângă amplasamentul pe care ar dori să îl construiască, cât de mare. Pentru că nu se mai discută în conceptul care a fost avansat acum 5 ani de zile. Exclus ideea de campus.
Deci va fi un spital de urgență, cu toate specialitățile de urgență, într-un număr de paturi rezonabil care să acopere întreaga regiune, prin, să spunem, diminuarea de paturi din spitale de urgență din regiunea de Nord-Est și, să spunem, concentrarea lor în actualul proiect despre care vorbim astăzi, astfel încât să poată fi asigurată finanțarea prin casă, toate spitalele clinice de pe raza municipiului Iași, rămânând să preia cazurile după stabilizarea situației de urgență a pacientului. Despre locație, cred că doamna doctor Cimpăiș a discutat cel mai real, deci Spitalul Regional de Urgență trebuie să acopere accesibilitatea, capacitatea de a asigura utilități, posibilitatea de dezvoltare viitoare atunci când va fi cazul și, desigur, și elemente legate de amplasament din punct de vedere geomorfologic sau din alte puncte de vedere. Lucrul acesta este deja o problemă 100% de specialiști. Primăria Iași a făcut un studiu preliminar, nu așa cum a spus colegul liberal, studiile preliminare se fac de fiecare dată pe mai multe soluții, așa spune și legea și bunul simț, dar lucrurile cred că trebuie lăsate exact acolo unde trebuie, în ușa și în grija specialiștilor, ca ei să decidă cu competențele pe care le au. Eu n-aș putea niciodată să mă pronunț asupra specializărilor, câte cum și câte paturi, ei știu mai bine din statisticile pe care le-au. Da, sigur, din punctul meu am o filozofie diferită. Cred că principala responsabilitate pentru decizie revine autorităților locale și am experiența altor două proiecte care s-au realizat într-un consens. Fie că vorbim de proiectul SMURD inițiat în 2006, da, atunci când Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectura și specialiștii din urgențe ne-am așezat la aceeași masă și a plecat o singură propunere de proiect spre Ministerul Sănătății, care la acel moment avea și situațiile de urgență prin Raed Arafat, și Institutul de Oncologie, la fel. O singură propunere, toți oamenii politici, fie că vorbim și de primărie și de Consiliul Județean și prefectură, am militat pentru un proiect. În cazul de față, la fel, suntem într-o situație ridicolă că au plecat mai multe propuneri de la mai multe unități ale administrației locale din Iași, din județul Iași, că vorbim de primăria municipiului Iași, de primăria Miroslava. Consiliul Județean ar fi trebuit să adune aceste propuneri, să se întâlnească, exact cum spuneam, cu specialiști în sistemul de urgențe și de la aici să plece o singură propunere asumată de toată comunitatea locală. A fost odată acest lucru făcut, apropo de intervenția primarului de la Miroslava. În 2007, nu a fost, o singură propunere a fost asumată integral de administrația locală în 2007, aceea din Aurel Vlaicu, propunere pe care eu am sancționată pentru nu respecta un criteriu foarte important. Accesibilitatea, vă amintiți că am fost cel care am militat tot timpul. Și o chestiune de proprietate. Sigur, pentru că atunci primarul Gheorghe Nichita și PNL-ul, și aici, sigur, domnul primar interimar, are o responsabilitate și o culpă comună, pentru că ei au guvernat împreună cu liberalii, au avut viceprimar liberal. Și în 2007, și Fenechiu și Nichita au făcut o propunere mincinoasă cu locația din Aurel Vlaicu, care era, de fapt, proprietatea stațiunii de cercetări Dancu, nici măcar nu era terenul primăriei. De ce am spus de locația din Miroslava? Pentru că acolo a existat un acord al Ministerului Sănătății. Deci, au fost secretari de stat, domnul Arafat, a fost la fața locului. Specialiștii ai Ministerului Sănătății, când era Vasile Cepoi ministru și cu Arafat secretar de stat, au fost și au evaluat terenul, care, din punct de vedere tehnic și juridic, îndeplinește condițiile. A mai apărut o poveste nouă, era... domnul Mihai, mai este o poveste nouă cu campusul în zona Spitalului Regional de Urgență. Nu a fost în niciun document oficial al statului român această propunere, acest proiect. Întorcându-mă, este clar, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării au făcut trimitere Consiliului Județean și primăriei municipiului Iași o solicitare ca până în 14 aprilie să transmitem o locație care să aibă și carte funciară. Eu de ce responsabilizez administrația locală, deci este Consiliul Județean? Haideți să-l ascultăm pe domnul primar. Nu, numai atât vreau să vă spun. De ce spun că trebuie să lucrăm pe bază de dialog Consiliul Județean?
Consiliul Local Direcția și Prefectură să și, bineînțeles, să transmitem o singură propunere și aici mai e o problemă. Consilierii locali și PSD și PNL care au fost acolo nu s-au implicat deloc, au lăsat toată responsabilitatea pe executivul primăriei. Eu zic că ne ducem în altă executivul, parte. Vă rog. Deci e o situație care, eu aș face un mic istoric tehnic vorbind. A fost într-adevăr o propunere făcută spre zona Aurel Vlaicu, da, capă, Dancu, spre stațiunea de cercetări. Din punctul meu, eroare din două puncte sau din două perspective. Una legată de faptul că acolo era stațiune de cercetări și nu putea fi schimbată destinația și prin lege. Și avea proiect pe fonduri europene. Și începuse, ne-am mișcat repede atunci cu domnul director, a fost foarte atent și lucrurile s-au temperat. Ulterior a venit propunerea dinspre zona Valea Ursului, acoperită și de alte propuneri de pe zona municipiului Iași. Ulterior a venit din nou analiza Ministerului Sănătății, care a spus nu. În urma analizei făcute de noi, trebuie să punem spitalul undeva într-o zonă urbană. Și atunci, fiind vorba despre o zonă urbană, s-a plecat pe mai multe teorii. Ce suprafață să acopere? A fost cu 7 hectare sau până la 12 hectare? Iar noi am propus varianta cu 12 hectare, într-o colaborare și împreună cu primăria Valea Lupului, pe zona administrativă a municipiului Iași, într-o zonă accesibilă. Aici a fost toată discuția. Partea cu campus, fără campus, cum ar fi avut domnul fost rector al Universității de Medicină, desigur, ea poate să aibă o abordare ulterioară, dar nu face parte din obiectul finanțării europene în momentul de față. Am adus aici în studio și cartea funciară a terenului, am făcut extrasul de carte funciară, ieri l-am scos, tocmai în ideea de a fi transmis mai departe către Ministerul Sănătății. Cred că e o decizie care se va lua curând. Discuțiile avute cu doamna comisar european Corina Crețu, discuțiile avute și la Ministerul Sănătății, își vor contura deja un punct de vedere. Ideea accesibilității, acum să fim oarecum cât se poate de pragmatici, spitalele nu aduc impozite la stat. Deci nu s-ar spune, nu-i ca o uzină care vine și contribuie în beneficiul comunității. Spitalele nu vin decât să consume. Dar de ce trebuie să fie mai aproape de municipiu? Pentru că așa solicită medicii și în special rezidenții. Ei sunt foarte mobili în ceea ce privește meseria. Și aparținătorii pacienților. Și da. Pacienții. Vorba de sumele consumate pentru a putea să te duci la pacient. Kilometri pe care îi faci în vederea asigurării resurselor necesare. Da, sigur sunt lucruri importante pe care, uitați, se confirmă faptul că aproape 8 ani de zile am susținut corect amplasarea și responsabilitățile administrației locale. De asemenea, am spus și într-o emisiune la dumneavoastră că susțin ca Spitalul Regional de Urgență să fie integrat municipiului Iași pentru a aduce o altă zestre. Vorbim de cultură, vorbim de sănătate, pentru că sănătatea este foarte importantă. Unul din partenerii importanți menționați trebuie să fie Universitatea de Medicină și Farmacie, indiscutabil. Și un alt aspect pentru care militez, să nu reducem numărul de paturi în structura de paturi a sănătății județului Iași, pentru că suntem singurul centru universitar din Moldova cu adesabilitate la aproape 4,5 milioane de locuitori, fără să punctăm Ardealul, au Brașov, Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, avem Oradea, Arad pe Banat și altele în sud, Craiova, București, Constanța. Noi suntem singurul centru universitar în zonă și diminuarea numărului de paturi nu va face bine pentru sistemul de sănătate. Întorcându-mă la problema noastră, eu cred că se impune un dialog astfel încât când vor veni, și am discutat cu domnul primar, chiar și eu am fost la Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, pe 25 aprilie, când va veni vicepremierul Dâncu, este important ca până la urmă, într-un consens, Consiliul Județean cu Primăria Municipiului Iași și discuție care a avut loc deja. Da, Direcția de Sănătate Publică cu specialiști în urgență și Universitatea de Medicină și Farmacie, să avem un punct de vedere al nostru care să-l susținem. Bun. Și întrebarea Ministerul Dezvoltării să-l agreze. Un răspuns scurt la următoarea întrebare. Credeți că a fost o decizie bună sau inspirată aceea de a propune mai multe locații? Eu cred că deciziile trebuie să treacă și prin Consiliul Local, pentru că consilierii locali încă în funcție au 2 luni de zile de responsabilitate față de oraș să-și asume acest lucru împreună cu executivul primăriei și
Sigur că e bine că au fost mai multe locații, dar este deci, și mai bine că rămânem doar cu una singură. Ne ducem în partea tehnică. Orice studiu de amplasament se face având în dezbatere mai multe locații. Eu nu pot să spun care dintre televizoarele din fața noastră este mai bun dacă nu le aprind pe amândouă. Da, arhitectul care a făcut evaluarea asta a făcut, a dat punctaj tehnic pentru fiecare locație, reușind să demonstreze tehnic de data aceasta că locația din zona Carfuriera este cea mai potrivită pentru a putea prelua o asemenea sarcină. Consiliul local al Comunei Valea Lupului, care este proprietarul de drept al acelei locații, și a dat acordul care a fost transmis din termen către Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării. Restul demersurilor sunt cele pe care le va face. Noi ne-am dat aportul pentru a putea susține financiar asigurarea utilităților în acea zonă. Restul, cale de acces. Este și calea de acces. Important. Complexul și-a dat acordul de preluare de către noi a căii de acces pentru proiectul viitor. Chiar de altfel au făcut și un pic de presiune la început să-l preluăm în inventarul public al municipiului Iași. De asta s-au și apucat de făcut remedierele pentru a putea să-l aducă costul de siguranță. Vă propun să urmărim încă o opinie a unui alt candidat la primăria municipiului Iași. Este vorba despre Marius Bodea. Revenim după ce, la comentarii după ce vedem această declarație. Dincolo de faptul că acest proiect este unul aducător de beneficii uriaș pentru comunitatea noastră, pentru că pe de o parte sunt servicii medicale, pe de altă parte vorbim de turism medical, ceea ce ar duce la dezvoltarea pe orizontală a zonei de antreprenoriat local, acest proiect este unul care se pare că este încurcat totalmente de către cei ce conduc astăzi primăria municipiului Iași, și asta o spun de plină cunoștință de cauză, pentru că, în comparație, Clujul și Craiova, două orașe beneficiare de proiecte similare, sunt foarte înaintate cu acest proiect. La noi, astăzi, nu se poate spune cu certitudine unde va fi amplasat acest spital. Și este inadmisibil ca, în calitate de deal chef, fie și interimar al unei urbe, să nu poți spune unde va fi amplasat acest mare proiect de investiții. Părerea mea este că de ajutor ar fi ca acești domni politicieni de marcă să nu mai încurce lucrurile și să lase specialiștii Ministerului Sănătății și ai Direcției de Sănătate Publică să stabilească acel amplasament în funcție de coordonatele tehnice necesare, iar aleșii locali doar să execute în regim de urgență ceea ce Ministerul sau Direcția de Sănătate Publică după caz le cere. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Pentru concluzii, când vom putea ști ceva foarte sigur legat de locație, legat de când începe proiectul? Deci, după cum am spus, până la sfârșitul lunii trebuie să avem această locație. Nu pot să nu apreciez ca neelegante și incorrecte afirmațiile domnului de la televizor, în sens că PNL-ul și PSD-ul au promis spital regional de urgență, se acuză reciproc, în condițiile în care au și PNL-ul, consilieri locali, sigur cu responsabilitatea principală pentru PSD, care are primar și majoritate. Deci sfârșitul lunii în curs, spuneți dumneavoastră. Domnul Mihai Chirica. Lucrurile stau mult mai simplu, se vede foarte clar că e o confuzie reală. Nu poți să faci turism medical într-un spital de urgență. Deci nu poți să spui că trebuie să decizi, dar vei executa ceea ce spune Ministerul Sănătății. E o confuzie totală. Amplasamentul a fost propus, a fost studiat preliminar de către noi. Urmează să se ia această decizie. Părerea mea personală, plimbându-mă de cel puțin 20 de ori pe această temă în Ministerul Sănătății, pentru că nu m-am întors cu nicio concluzie, toată zona a fost acoperită de neștiința celor care trebuiau să se ocupe. Nu există niciun pas înainte în fața noastră, față de Craiova și de către Cluj, pentru că s-ar fi apucat de treabă. Prin urmare, e nevoie de consens și e nevoie de pricepere atunci când te apuci de un lucru. Și de responsabilitate. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această dezbatere. Mihai Chirica, primar interimar, și Petru Movilă, deputat, președintele Partidului Mișcarea Populară. Membru Comisia de Sănătate și Familie, de fapt. Ambii candidați la primăria municipiului Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro, sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți la Vocile Iașului de la ora 17:35. Vă urez o seară liniștită și weekend plăcut.